Știi ce e partea bună la tine acolo în spate? Că e atât de cald. Deci eu tot timpul stau în spate și eu n-au ce spune. Doar a, nu? Păi de ce nu dați mă volum acolo? Că vorbeam de tine. Păi de asta mai bine. Că te n-am cu gura auzit la în drum, am văzut nu știu ce burtieră, dar... Am văzut, tata, uite, da, recordman la permise și femei. A, ce puteam să fiu și eu. Hai că nu-i da, ce mă bucur că am venit pe la voi. Ce bă, de ce au pus? Fetele. De ce e un lucru tipul rău ăsta? Păi nu, da, chiar, nu, chiar cumva... povesteam cu prietena mea, Aurelia. Oare unde o fi pe sus? De-abia aștept să... Ia pune titlurile. Ce? Aurelia pune titlurile. Da, da, bagă-i mortul ca să Aurelia. Că mi-a aduc aminte de permise, am discutat noi despre ce, adevărul că am discutat și despre femei. Dar nu la modul ăsta, știi că discuți despre, bă, uite, te mai doare spatele. Da, Aurelia, n-ai despre ce discuți, decât despre femei. Da, 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 capul, da, da. Și o cunosc de destul de mult timp. Te întreabă câte femei ai mai cunoscut de la ultima discuție, da, să recensământ. Nu, dar nu-i problemă, că dacă uit vreodată o sun pe ea. Iartă-mă, te rog. Știi perioada... Da, vreau da, să da, mai ies odată cu penultima. Da. Și nu mai țin minte cum o cheamă. Da, da. Dacă ai casă, mama aia, ai apartament. Nu ești însurat. Vrei ce să mă faci și să mă aștepte ANAF-ul de aici, să mai dau, dar nu, că le-am declarat. Ai închiriat, n-ai cumpărat. Le-am declarat, nu, e, da, e tot. Mie îmi place marea. Și ție îți plăcea pe timpuri, dar văd că acum nu mai servești. Îmi place și mie, ce crezi că am, dar eu am vacanță doar în august, nu sunt boem așa ca tine. Atunci... Iar de întâi mai să vină miliția să zică stai jos, ridică-te, stai jos, ridică-te. N-am vrut. Păi al doilea stai întâi mai la care lipsesc în 20 de ani. Vezi, uite, eu nu ai fost? Da, n-am lipsit, n-ai cum. Cu Paula? Nu ne-am întâlnit. Nu te-am văzut. Păi eu am fost pe barcă. Eu am fost pe... Unde ai fost? A, tu ai fost pe barca aia? Ai fost? Eu am fost întâi la... în... Stai, că la alb sau la negru? Pe mal. Întâi în... Alb. Bă, ai fost peste tot. Cum se cheamă? Peste tot. În ambele am fost. Adică la Nuba sau la Luft. Da. Eu am fost și Fratelli și s-au făcut trei și gata. Da, eu am fost pe barcă. La Alezică, dacă tot am zis. Ești deștept pe barcă. Da, da, da. Că nu vine miliția acolo. Vezi? Dar nu, că ești în aer liber. Deci nu poate să vină cu șalupa? Poate să vină, că ești în apă internațională. Cred că cu garda de coastă. De cât de departe te duce? Nu, cred că rămâi în apele naționale. Nu cred că ieși în alea internaționale. Alea-s departe, rău. Din câte mi-aduc eu aminte. Că există o anumită problemă, mi-am să aminte. Una dintre ele este că ușor, ușor se mai leagănă. Și nu poți tot timpul să mergi. Adică dacă e furtună pe mare, nu. Asta e cam rău cu legănatul la beție. Da. E, mai înțelegi? Și da. Nu, chestia asta combinată, legănatul la beție plus toaleta, plus toaleta un nivel mai jos. Care e foarte mică. Uite, asta e o problemă. Da, e o problemă. E o problemă. Da, na, înveți din greșeli. Păi ți-a fost rău? Nu, dar am găsit greu toaleta. Am înțeles. Da, în schimb, am o imagine cu niște oameni care vedeau că vin de pe scară de sus și au înțeles că viteza mea e mult prea mare ca să mă pot opri. Te-au prins? Nu, s-au dat la o parte. Așa mi-am dat seama că-s români. S-au dat la o parte. Partea bună este că n-am căzut în apă. Cum era să mă și cad în apă? Da. La inaugurarea... Era mai bine decât pe... cimen pe ăla, pe oțelul ăla de care ai făcută barca, nu? Da, nu știu, adică nu cred că era genul de situație în care se întorcea cineva după, știi, dacă, adică ăia care m-au văzut că... Rămâneai în apă? Păi asta zic, nu? Adică tu dacă vedeai că cade un prost, tu dacă vedeai că cade un prost în apă, mie se părea o glumă bună, bă, dă-i mă înainte, lasă, că luăm la întoarcere. Era om la apă și aia, păi dacă nu bea whisky, bă, da, bă, că se și întorceau, are dreptate, te au dale, mă, ești nebun la cap, au dinghiuri de alea. Șalupe. Au ciocolaci, au de toate, dar mie mi se părea o glumă bună ca să mă lase acolo.